Bună ziua, noroc bunor tacilor! O să începem misiunea de astăzi cu o știre. Astăzi s-au decis candidații la funcțiile de la Sindicatul Muntele. Sunt trei candidați pentru funcția de președinte. Este vorba de Cosma Tiberiu, Enache Aurelian și Nica Petre. Sunt doi pentru funcția de președinte executiv, Darius Câmpean și Alin Sân. Și încă cinci persoane pentru funcția de secretar general. Este vorba de Pavel Robert, de Pădurarul Vasile, de Silveșan Ilie Ceaba, Viezure Constantin, sper să nu greșesc și sper în același timp și să nu fi uitat pe careva dintre ei. Pe data de 6 vor avea loc aceste alegeri. Având în vedere că am invitații din sfera politicului, astăzi o să discut foarte puțin despre sindicalism și despre acest subiect, dar promit că în emisiunile viitoare vom și invita pe câțiva dintre ei pe aici să vă spună de ce vor să devină lideri maximi ai mineritului în Valea Jiului pe o perioadă, atenție, de un an jumate, deoarece sunt alegeri anticipate, mandatul expirând în 2015, în 25 mai. Deja avem întrebări de la telespectatori, dar mă rog, nu știu dacă o să luăm și întrebări în direct, dar asta este o altă discuție. Haideți să vă prezint invitații pe domnul Tiberiu Balin. Bună ziua, domnule Tiberiu. Bună ziua. Și pe Adrian Zvâncă, un liberal JBG din Petroșa. Bună ziua. Prima întrebare, ca să vă și introduc un pic în minerit și în energie, apoi, liberal de doctrină sau de conjunctură? Ca să spunem așa. De doctrină, de conjunctură. Am intrat în Partidul Național Liberal când acesta era în opoziție, așa că n-am intrat convins de anumite beneficii, ci pentru că eu chiar cred că prin doctrina liberală și prin liberalism putem să aducem mai mult bine pentru cetățenii care ne votează sau pe care îi reprezentăm. La Adi Zvâncă, întrebarea, e cam știu răspunsul de telespectatorii, dacă... Eu să am așa o precizare față de domnul Tiberiu Balint. Eu am intrat în opoziție și am rămas în opoziție în continuare. PNL-ul fiind în opoziție pe plan local, sunt în opoziție în continuare. Bineînțeles, față de politicile locale, pentru că la asta mă refer. De doctrină, bineînțeles, provin și din mediul de afaceri, cred că e singura doctrină care se pliază pe ceea ce vreau eu să arăt și cum pot eu interacționa cu societatea. Da, adică îți cunosc anumite aspecte ale vieții mai de mult, n-ai zgâriat cu ușa pe la partide, că vrei o funcție pe la stat, îmi se obișnuiește de obicei, chiar și oameni de afaceri cam lasă la o parte business-ul și se duc înspre funcții pe la stat. Deci, cel puțin ce știu eu despre... Chiar și decizia de a intra în politică atunci când am luat-o a fost în momentul în care, să spun, celelalte două partide mari mă curtau, e vorba de PSD și de PDL, iar decizia am luat-o de a intra la PNL, de a fi liberal. Nu, de când am intrat nu am cerut absolut nimic, am intrat ca un membru simplu, am vrut să am o evoluție firească, nu, să spun așa, ajutat de diverse conjuncturi, să fiu apreciat și, mă rog, în momentul în care am ajuns să ocup diverse funcții politice a fost datorită aprecierii ce am primit-o din partea colegilor mei de partid. O să intru imediat un pic în subiectul de fiecare zi, minerit și energie. Dar până atunci o să rog invitații, până am să prezint graficele, sper că regia este pregătită, să se gândească la faptul că Partidul Național Liberal, din știința mea și în general sunt foarte bine informat, într-o anumită perioadă numită la Belle Époque a avut cele mai bune rezultate în Valea Jiului, de la, să spunem așa, construcția de biserici, la locașuri de cultură, o dezvoltare destul de bună a industriei în zona Văii Jiului. Să nu uităm că la un moment dat tot liberalii conduceau țara când regele Mihai avea 11 ani și a vizitat pe atunci preparația Petrila, una dintre cele mai importante investiții din domeniu de prin Europa
ca și continent, nu Europa de Est, cum în general suntem noi catalogați de când suntem în Uniunea Europeană. O să și comentez cu invitații, astăzi ce avem pe ecran, o să vedeți, este vorba de producția de energie. Cărbunele este în continuare pe primul loc, 2327 de megawatt se produc. Eolienele 112, hidro 987, nuclearul se pare că a pornit de la ora de azi noapte, mai precis de la ora 2:10, al doilea reactor nuclear. Un consum redus, în schimb, în România, 5300 de megawatt la o producție de 5700. Cum ați putea comenta producția asta, consumul de 5300, având în vedere că noi avem o producție de vreo 14.000 în țară de megawatt care s-ar putea produce. Economia e scăzută. N-avem economia industrie. Duduie, nu? Așa dacă consumă așa puțin. Două aspecte. Una la mână, eu cred că tehnologiile mai performante care consumă mai puțin și-au făcut loc și în România și e una dintre explicațiile scăderii consumului, inclusiv al celui casnic. Aparatura electrocasnică e din ce în ce mai eco, mai performantă și consumă din ce în ce mai puțin. Nu se mai încălzește lumea ca pe vremuri, poate și cu energie electrică, cu reșouri, cu radiatoarele alea care erau mari consumatoare și, pe de altă parte, activitatea economică în industrie, care era marea consumatoare de energie, a scăzut. De la fel ca în mare parte Europa ne-a ampliat și noi și am devenit o economie bazată în destul de mare parte și pe servicii, ceea ce nu duce la un consum mare de energie. Și spun asta cu regret, pentru că s-a dovedit o greșeală orientarea Europei către aceste servicii, urmând ca bunurile să le aducem din altă parte și, uite, criza de acum ne arată că așa este. Țările care au rămas industrializate, cu producție industrială, au trecut mult mai ușor prin criză și un exemplu elocvent e Germania, care e o mare producătoare de bunuri industriale și care n-a simțit atât de tare efectele crizei. Acum graficul cu prețurile de mâine de pe piața zilei următoare la energie. Mâine un preț de 310 lei la megawatt, un preț bun, dar în același timp este și un preț de 56 de lei la energie, la un anumit fus orar, să spun așa, la un anumit dimensiune orară. Dar până una alta trebuie să spunem că, iată, prețurile au scăzut, înseamnă că cei de pe eoliene licitează din ce în ce mai puțin în piața energiei. Acum, din cunoștințele dumneavoastră, care, mă rog, nu trebuie să fie la zi cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, noi suntem la zi cu ele, că în fiecare zi le difuzăm. Complexul energetic Hunedoara produce la 240 de lei megavatul. Imaginați-vă dacă ați putea comenta ce înseamnă la orele 4, 5, 6, de exemplu, ale dimineții, să vinzi cu 50 de lei megawatt. Da, nu contează cât vinzi la 4, 5 sau 6, contează cât vinzi în general și care e prețul mediu. Numai că prețul mediu ar trebui, ca să fie competitiv pe piață, să fie undeva la 150, 140, 160 de lei și altfel ești tot timpul la limită și risc să intri oricând în pierdere. De aceea, complexul energetic trebuie să intre într-un mix al coșului acesta energetic. Nu știu dacă termenul e chiar bun, dar da, bănuiesc este. Că da, exact. Ăsta e. Și soluția pe care eu o știu de la specialiști, vă recunosc că nu sunt în domeniul specialist, sunt inginer, dar nu sunt un specialist nici în energie, nici în minerit, ar fi și singura este să intre cu hidrocentrala de la porțile de fier, pentru că acolo megawattul la producție undeva la 40 și ceva de lei, un mix ar însemna 300 de lei împărțit la 2, circa 150-160 de lei. Uniunea Europeană spune că, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, dar cei din Europa spun că noi fiind români și asta ne ocupă tot timpul, nu vom reduce, adică mixul ăsta nu va face să fie un preț mediu, vom ajunge să vindem și cu hidro la nivelul lui termo, în decurs de un an, doi. Bine. Acum, experiența din ultimii ani m-a făcut să
cred că nu tot timpul ce spun cei din Uniunea Europeană e și realul. Sunt și ei oameni și mai dau în bară, pentru că vă reamintesc că această criză economică și financiară n-a plecat din estul Europei, ea a plecat de fapt din Statele Unite și s-a datorat în Europa datorită expunerii băncilor occidentale în America, adică au mușcat-o ca fleții. Au investit o grămadă din banii cetățenilor Uniunii Europene în niște produse financiare și valori imobiliare care erau umflate de câteva zeci de ori. De aceea suntem astăzi în criză, datorită și extraordinarei capacități de analiză a celor din vestul Europei, și asta o spun cu ghilimelele de rigoare. Așa că eu n-aș băga mâna în foc că tot ce ne vine de acolo sau tot ce ne este spus de acolo e și adevărat. Și autentic. Sigur. Ca să facem un pic de istorie, să spun așa, cum stă bine unor oameni politici, în opinia mea, Partidul Național Liberal nu cred că exploatează extraordinar de mult șansa asta de a avea o istorie în Valea Jiului. O istorie bună, atenție. În afara Partidului Social Democrat, mă rog, care putem să spunem că și-a făcut o istorie prin faptul că fiind un bazin muncitoresc, în general, se poate merge spre social-democrație, să spun. Dar ca și construcție, atenție, de la Lonea, din zona coloniei din Lona, unde sunt câteva biserici, colonia Brăteanu, până la urmă, că de-aia și spune Brăteanu, este construită. Am avut în Petroșani o grămadă de zone, în zona Rupeni, iară sunt... De ce totuși, acum nu pe dumneavoastră, că dumneavoastră fiind de la județ, puteți să spuneți că Adi ar trebui să ocupe de treaba asta. De ce nu, PNL-ul, de ce nu încearcă să profite de istoria asta? Vom încerca, dar nu tot timpul istoria PNL-ului în Valea Jiului a fost una bună. Sunteți drăguți cu noi așa. Nu, dar niciun partid n-am putea să spune că 100%. Asta este adevărat. Însă, în perioada interbelică, au existat anumite conflicte între liberal și muncitorimea care atunci se organiza în sindicate. Pentru că dumneavoastră reprezentați un sindicat și bănuiesc că știți istoria. Conflictele astea erau de natură a nu crea o mare popularitate, ci crea o adversitate. Per general, guvernarea liberală din perioada interbelică a adus o mare prosperitate României, se spune marea guvernare liberală, și atunci a fost epoca în care s-au pus bazele industriei românești, agriculturii românești, prin niște programe liberale de creditare a producătorilor autohtoni în ce privește agricultura, în ce privește zootehnia, producătorii, crescătorii de animale care existau aici în Valea Jiului. Însă, liberalii sau mai puțin liberali în general, însă industriașii care făceau parte și din Partidul Național Liberal la momentul respectiv nu agreau ideea creierii sindicatelor. Și am un exemplu la trecuta mea vizită acum 2 săptămâni, când am ținut audiențele, a venit nepotul unui domn Mihăilă, de origine din satul Trestia, de pe lângă Deva, care a fugit de acasă în tinerețe, a venit prin 1919 în Valea Jiului, era fiu de mineri, a lucrat aici și mi-a adus o biografie, autobiografie scrisă chiar de bunicul lui. Mă ruga să găsim un nume, o stradă, să-i punem numele în memoria bunicului lui sau o statuie. Și spunea, domne, dumneavoastră, liberale, trebuie să faceți asta. Și am zis, de ce? Păi uite, dânsul a fost lider sindical. Și citind o parte din acea biografie, spunea cum s-a acceptat ca aici să se facă sindicatul. Zice, a venit un tovarăș, cum îi spuneau între ei, de pe la Sibiu și i-a adus o hârtie prin care era un ordin al ministrului de interne de la acea vreme, de prin 1927, cred, și care spunea că au voie să-și organizeze sindicatul. Și zice, domne, pe mine m-au desemnat și m-am dus la șeful poliției la Petroșani. Și am intrat și am spus la domnul șef al poliției, zice, domne, uitați, am venit că avem voie să facem sindicatul. Și ăla zice, mi-a dat o mamă de bătaie, soră cu moartea, și după care m-a scos afară și tovarășii mă așteptau afară și zice, eu eram tot lovit, bătut de la înăuntru, și zice, nu, cum e? Zice, avem voie să facem sindicat. Pe lângă partea umoristică a întâmplării s-au întâmplat lucrurile astea. Ați văzut și evenimentele din 1929 de la Lupeni, în care n-au fost liberali implicați, însă n-au fost de natură să
crească sau să stârnească așa o simpatie asupra liberalilor în general. Însă vremurile s-au schimbat și ceea ce dumneavoastră arătați este că în urma liberalilor au rămas multe lucruri. Programele de construcție a școlilor, programele de construcție a bisericilor sunt specifice acelei guvernări liberale și nu doar în Valea Jiului, ci peste tot în țară. În Bătean, biserică, sau de exemplu, că se numește Biserica Ortodoxă Minieră, așa era numită. În Hunedoara, spre exemplu, un deputat liberal, Constantin Bursan, a ctitorit și primăria și catedrala de lângă primărie. În zona unde era dânsul deputat, n-a existat sat să nu aibă școală ctitorită de acest deputat liberal. După 1944, după 1945, a sfârșit în închisoare. Nu se cunoaște unde este înmormântat, dar de vreo 10 ani de zile i s-a readus în amintire numele și s-a ridicat și un bust în Hunedoara, ca dovadă că lucrurile importante până la urmă sunt cele care dăinuie. Eu cred că cel mai important e că partidul care are și istorie. Deci avem la ce să ne raportăm, iar istoria liberalilor în ansamblul României, zic, a fost una marcantă care s-a legat de perioadele de progres. Legat de istoria mai recentă, să spunem din ultimii ani sau de după Revoluție, într-adevăr, liberalismul își face cu greu loc în rândul oamenilor din Valea Jiului. Important e că este o creștere constantă. Nu cred că e normal să crești rapid, să spun, pe baza imaginii unei persoane și nu pe baza unei doctrine. Te contrazic, dacă acum am dat drumul la telefoane în direct și am întrebat care a fost ultima investiție și cine a făcut-o în minerii, cu siguranță majoritatea știi, complexul mecanizat Tagore de la Mina Lupei, în Valul Jean Vosganian și Surlescu, unul care era director general atunci. Și care a fost ultima creștere serioasă a salariilor minerilor? Tot în perioada 11,7% sau 14,7% pe vremea ministrului Vosganian. Da. Și de ce s-au liberal legat marile insuccese ale Văii Jiului, disponibilizările și reducerile masive de personal? Bineînțeles, toate sunt cunoscute. Totuși e un paradox în Valea Jiului, deși anumite partide au făcut foarte mult rău, au reușit să aibă scoruri electorale fantastice. Eu spun că e important să există o creștere, cum să spun, consolidată de imagine, nu este să ne raportăm la imaginea unui anumit personaj politic. E important că suntem în creștere. Pe an ce trece mai adăugăm câteva procente. Cred că în viitor oamenii vor fi convinși că ceea ce fac liberalii sunt lucruri bune, raportându-se, bineînțeles, și la istorie. Și mai recentă și mai îndepărtată. E foarte în regulă pentru un partid. Și ne cerem scuze, n-am fost pregătiți la alegeri cu pachete și cu pui și din cauza asta poate că nici scorul nostru nu e cel care ar fi putut fi. Da, asta e o problemă care rămâne în discuție la fiecare alegeri. Acum, ca să începem așa încet să și discutăm cam ce gânduri are PNL-ul în zona noastră și nu numai în zona noastră, și prin județ, deja avem două întrebări. Una, dacă dumneavoastră știți despre tronsonul autostrăzii Orăștie-Sebeș, cred, scrie doar autostrăzii Sebeș, ar fi una dintre întrebări. Și a doua, atenție, în Valea Jiului revine, de câte ori este posibil, întrebările legate de modificarea legii pensiilor, discuțiile cu doamna Mariana Câmpeanu. Despre autostrada Orăștie-Sebeș, un tronson până dincolo de Sebeș, încă vreo 10 km, se va inaugura, din câte ni s-a comunicat până acum, în 10 decembrie. E posibil ca termenul să se prelungească, că au mai fost întârzieri de genul ăsta, dar deocamdată data de 10 decembrie e stabilită pentru inaugurare și asta va însemna mult pentru că actualmente traficul este foarte îngreunat în Sebeș. Despre discuțiile cu legea pensiilor care îi privește și pe pensionarii minieri și pe siderurgiști de altfel și pe pensionarii minieri din zona Bradului de altfel. Noi suntem un județ în care o mare parte dintre pensionari sunt influențați de aceste grupe de pensii. Vreau să vă spun că, la fel cum doamna ministru le-a și comunicat reprezentanților pensionarilor minieri care au fost din Valea Jiului, din Petroșani, care au fost prezenți la întâlnirea cu dânsa, legea care prevede schimbări în acest domeniu este în Parlament. Sigur că există și încă o inițiativă legislativă, cel puțin, și anume aceea domnului deputat, la care domnul deputat Răzmeriță este coautor. Însă,
strădania domnului Răzmeriță este meritorie și nu dorește nimeni să-i ascundă meritele, dar nu este posibil legal, câtă vreme în Parlament este o lege care are tema asta, să introduci încă unul cu aceeași temă. Într-o lege introdusă în Parlament, nici titlul legii nu e bătut în cuie, ci doar ceea ce, la ceea ce se referă. Restul poate fi schimbat prin amendamente la acel proiect. Chiar dacă ea nu e perfectă, e perfectibilă. Și în acest spirit, doamna ministru le-a răspuns și pensionarilor mineri și domnului deputat, că nu poate să avizeze încă un proiect de lege care să vină tot din partea majorității Uniunii Social-Liberale, pentru că este un proiect agreat de către guvern, guvernul Ponta, pe care și doamna ministru Mariana Câmpeanu îl reprezintă, dar și domnul deputat Răzmeriță îl susține, iar dacă se doresc modificări, acolo este locul în Parlament să se facă asupra acestei legi, pentru că există o largă majoritate a USL-ului în Parlament și se pot face orice modificări agreate de către aceste grupuri parlamentare. Mai departe, nu cred că forțarea asta vine din motive imputabile pensionarilor mineri, ci doar din motive imputabile liderilor acestora, care doresc să găsească un element de campanie electorală pentru alegerile care vin anul viitor. Trebuie să înțelegem că modalitatea corectă de a reglementa lucrurile nu este prin ordonanțe de urgență sau prin hotărâri de guvern, ci este prin Parlament. E mai solidă o lege dacă e adoptată în Parlament. Pe de altă parte, am văzut că este o scrisoare semnată de liderii pensionarilor mineri, care este adresată domnului prim-ministru Ponta, dar îi cere demisia doamnei Mariana Câmpeanu. Asta am remarcat și eu astăzi. Dați-mi voie să vă spun, paradox, că nu pot să... să vă spun cum funcționează lucrurile în guvern. În guvern nu se votează și unii miniștri sunt pentru și alții sunt împotrivă și primul ministru conduce ședința și nu se iau deciziile cu 10 la 11 sau ceva de genul ăsta. Acolo vin proiectele legislative și primul ministru spune dacă acestea trec sau nu. Miniștrii n-au un cuvânt de spus decât consultativ în interiorul guvernului. Eu îmi vine greu să cred că acești lideri ai pensionarilor minieri nu îi acordă importanță primului ministru Ponta și spun că dânsul nu are nicio putere în guvern, că dânsul ar vrea să modifice legea pensiilor, dar nu poate că se opune doamna Mariana Câmpeanu. Părerea mea că e un joc politic. Dacă doreau să-i ceară demisia doamnei Mariana Câmpeanu, de ce o adresează domnului Ponta această cerere? Nu! Câtă vreme consideră că dânsul nu are nicio putere în guvern și că Mariana Câmpeanu nu dorește să modifice legea pensiilor. Cred că există și un răspuns. Probabil există o apropiere între acel lider și domnul Ponta și e mai ușor să ajungă cererea. Da. Nu, chiar nu consider propria această abordare. Doamna Mariana Câmpeanu, dânșilor, le-a răspuns foarte clar că există legea în Parlament și va ieși votată de Parlament. Dacă vor să facă pe spatele pensionarilor minieri campanie electorală, se poate face oricând acest lucru. Dar nu cred că e benefic pentru pensionarii mineri. Ceea ce cred este însă că ei n-au venit să aducă răspunsul doamnei Mariana Câmpeanu pensionarilor mineri, ci că l-au interpretat și l-au adus bine, concheat. Acum, ca să, mă rog, discutăm în lipsă, dar asta e, domnul Hortopan este un om activ și probabil și-a amintit de perioada când era în Parlamentul României sub sigla Partidului România Mare, că și-mi amintesc destul de des de acea perioadă, că a și plecat cu ghiveciul ăla de flori, dacă nu mă înșel, și ca să nu mai spun și cu altceva din Parlament. Vremuri trecute, în sfârșit, asta este. Cu alte cuvinte, și eu am fost la ședința cu Mariana Câmpeanu, deci trebuie să confirm tot ce spuneți dumneavoastră. Asta și este. Eu n-am fost acolo. Da, da, deci, mă rog, probabil în relațiile din partid a fost informat partidul despre ce. Nu, dar eu știu din discuțiile personale cu dânsa, pentru că am venit în Valea Jiului, mi s-au adus la cunoștință aspectele astea și eu am sunat-o. Dânsa este senator inclusiv în Deva. Eu sunt președinte al PNL Deva, înainte de a fi vicepreședinte al PNL-ului pe județ. Și am sunat-o să întreb care e problema, că sunt siderurgiști, v-am spus, de la Hunedoara. Aici, în Valea Jiului, mi s-a ridicat această problemă și dânsa mi-a explicat. Cred că e chiar de înțeles ceea ce spune. Da, la ședința de la Deva au fost și de la Călan, siderurgiști, exact. Și de la Hunedoara. Toți cei interesați. Și eu sunt așa, trag speranțe că lucrul ăsta se va rezolva, mai ales că doamna Câmpeanu a spus că
va face și o simulare, să vadă ce înseamnă din punct de vedere financiar și apoi, cu siguranță, va încerca să dea un răspuns foarte ferm legat de această problemă. Aș vrea să vă mai fac o precizare. Dacă guvernul vrea, și guvernul este condus de domnul Victor Ponta, în ședința de miercurea viitoare sau joia viitoare a guvernului, dă o ordonanță prin care modifică legea. Dar nu legea. Rezolvă problema oricum. Atunci, haideți să fim serioși, că nu îi cerem demisia ministrului pentru ceea ce nu face guvernul sau ceea ce nu face guvernul în timpul în care dânsii se așteaptă. E un termen destul de scurt de când acest guvern și-a preluat, sunt 11 luni și așteptările sunt foarte mari și vor fi îndeplinite pe parcurs. Eu nu sunt neapărat un apărător al guvernării acolo unde nu merită să fie apărată, dar aici merită să fie apărată. A existat preocupare și legea este deja trimisă în Parlament cu avizul guvernului. Restul sunt jocuri politice, să-i mai asmuțim pe unii împotriva altora, să mai ne punem în fruntea unor votanți și să spunem că suntem lideri acestora și îi reprezentăm. Dar nu cred că așa se rezolvă problemele. Modificarea n-a fost una fericită în 2010, dacă nu mă înșel, când a fost modificată. De bucurie că unii dintre mineri scapă de dat-o afară, n-au fost atenți că la modificările de atunci, s-au bucurat că vor lua unele salarii, că exista câteva modificări, însă legea de atunci s-a întors acum împotriva lor, ne băgându-i în grupele care trebuie. Cum se vede de la județ Valea Jiului și aș vrea, dacă este posibil, să ne spuneți câteva lucruri despre drumul spre Herculane, care am înțeles că începe să devină un obiectiv din nou în Valea Jiului și am avut într-o seară aici un invitat care de multe ori m-a rugat să discut cu factorii de decizie de la județ referitor la drumul ăsta Petroșan-Voineasa. Despre cum se vede de la județ Valea Jiului, l-aș ruga pe domnul Adi Zvâncă să vă spună că dânsul e consilier județean, e și din Valea Jiului și poate să o spună mai apăsat așa, pentru că e implicat la nivel județean în toate problemele și ale județului și în mod special ale Văii Jiului și după aceea am să vă răspund și eu despre cele două drumuri. Da, uite, un partid disciplinat, cum se respectă și anumită ierarhie. Bineînțeles, da. Cred că după mult timp se văd investiții la nivelul Văii Jiului sau, mă rog, proiecte de investiții pe care le-am tot arătat cetățenilor. E vorba de cele două acvalenturi care se vor face, cel de la Petroșan și cel de la Lupeni. Este vorba despre linia de troleibuz care va rezolva problema transportului foarte dezorganizat la momentul actual în Valea Jiului și care, din păcate, nu atinge zonele importante din orașe. Știm, gara nu este atinsă, autogara nu este atinsă, piața din municipiul Petroșan nu este atinsă, inclusiv zona industrială a orașului Petroșan nu are legătură directă cu Petrila, în așa fel încât oamenii sunt, să spun, cumva obstrucționați în a putea avea acces la piața muncii. Și e o linearitate în transport. Da. Am gândit împreună cu factorii de execuție din cadrul Consiliului Județean să rezolvăm aceste probleme în așa fel încât transportul să fie mai ieftin și să fie și o anumită fluență și o anumită trasabilitate, să spun, a lui, să fie optim. Investițiile în drumurile județene le cunoașteți. Singurul drum județean care nu a fost prins în investiții, dar care în perioada următoare va avea parte de un studiu de fezabilitate, să vedem oportunitatea și costurile de modernizare ale lui, de vorba despre drumul spre stațiunea Parâng. Deci, în afară de acest drum, toate drumurile sunt în diverse faze de execuție, sunt aproape finalizate în modernizare, deci eu zic că Consiliul Județean își face treaba cam în toate zonele în care poate. Să nu mai discutăm de asocierile cu diverse asociații și entități culturale și sportive, unde au venit bani, sumele de echilibrare către bugetele locale, care ajută, spre exemplu, primăria Ninoasa trăiește prin Consiliul Județean, cu ajutorul sumelor care vin regulat de la Consiliul Județean. Din punctul meu de vedere, cred că se fac multe lucruri.
toată lumea este focalizată spre a rezolva problemele din această zonă, real, nu povești, pentru că să venim să spunem că am vrea să facem anumite lucruri, nu duc la nimic bun. Sunt lucruri concrete care vor avea o finalitate, cetățenii le vor vedea și sper să le și aprecieze. Dar, din punctul de vedere al meu, activitatea consilierului județean nu mă apuc eu acum să o critic sau, mă rog, să o evaluez, dar își fac puțină simțită prezența consilierii județeni, să spunem așa, în media, de exemplu. În Vale rar vezi câte un consilier, nu neapărat acum de la PNL, și de la PSD au aceeași problemă și de la PPDD. Prea puțin vorbesc consilierii județeni despre activitatea consiliului județean. Uite, o să vă fac și o surpriză, deși sunteți la Capital TV moderator, am avut o discuție cu conducerea postului dumneavoastră să inițiem o emisiune pe lună, în joia dinaintea ședințelor de Consiliu Județean, în care să prezentăm proiectele ce vor fi supuse în plen și, bineînțeles, să ascultăm cetățenii, să fie o emisiune în direct. Consilierii județeni care vor dori să participe, bineînțeles, eu voi încerca să mă număr permanent printre aceia care vor fi la dispoziția cetățenilor, în așa fel încât problemele acestora, chiar și mici, chiar și mari, să ajungă pe masa Consiliului Județean și să le putem rezolva. Contactul să fie mai direct. Este o inițiativă a mea proprie. Am tot gândit modalitatea de a fi alături de cetățeni și de a cunoaște problemele lor reale. Cred că e cea mai bună modalitate decât să așteptăm să ne caute în diverse zone cu diverse petiții și diverse cereri. Ne punem la dispoziția dumnealor în fiecare lună, în așa fel încât să fim utili. Am spus toate astea în ideea că am senzația uneori că se focalizează totul pe domnul Moloț, adică toată lumea practic ar aștepta el să spună ce se întâmplă la județ, el să spună absolut tot. Așa, de exemplu, din PNL, fără să criticăm sau fără să fiu greșit înțeles, domnul Balint a avut, să spun așa, mai multă prezență media și decât oamenii care ar trebui să... Este adevărat, trebuie să înțelegeți că și Consiliul Județean e din două părți format, legislativul și executivul. E normal executivul să fie cel care generează anumite acțiuni. Legislativul este cel care asigură cadrul legal. Bineînțeles că și expunerea media este mult mai mare în cazul celor din executiv. Au mult mai multe lucruri de spus. Fluxul de informații la care au acces este mult mai mare, inclusiv faptul că lucrează zi de zi în Consiliul Județean le asigură acest flux de informații. Noi încercăm să rezolvăm problemele punctual ale oamenilor, ale diverselor asociații sau entități de oameni sau problemelor din anumite zone atunci când ne este cerut acest lucru. De multe ori ne sesizăm și singuri, spre exemplu, ultima ședință de Consiliul Județean am luat decizia de a aborda problema din Straja, care e o problemă foarte spinoasă și care, să spun, nu s-a rezolvat de o perioadă destul de lungă de timp. Problema parcării în stațiune în perioada practicării sporturilor de iarnă, există o grămadă de probleme acolo și nu neapărat faptul că există dezordine în a parca mașinile problema principală, ci faptul că, să spunem, echipaje de intervenție nu au acces din această cauză ar fi principala problemă și a doua, nu se poate dezăpezi, nu putem face un turism civilizat până la urmă, deci toate se leagă. Am abordat această problemă în ultima ședință de Consiliu Județean. Am avut o întâlnire și cu Asociația Prostraja, le-am cerut punctul lor de vedere pe care ni l-au comunicat. Urmează în perioada următoare, împreună cu executivul și cu colegii mei, consilierii județeni, în special cu domnul Adrian David, care este un alt consilier foarte activ, să încercăm să generăm o hotărâre a Consiliului Județean în așa fel încât să reglementăm problema pentru următoarea perioadă în Straja. Avem nevoie pentru asta și de informații de la cei care sunt implicați direct. Una e să te duci să schiezi două zile în Straja și să ai o privire a turistului care vine și schiază și a plecat și alta este poziția celor care au afaceri din Straja, respectiv cabane, și alta e a turiștilor care se cazează și au nevoie de anumite servicii. Inclusiv cei de la Prostraja ne-au cerut să rezolvăm problema canalizării și alimentării cu apă în așa fel încât să
se civilizeze stațiunea până... De asta nu e numai problema din straja. 48% din locuințele românilor au WC-urile în curte. Suntem și noi la ceva pe primul loc în Europa. E eronat, vă spun eu. Cine a făcut studiul ăsta nu e din România. Nu mai e așa. Poate că a fost mai de mult, însă am trecut prin câteva programe ale Uniunii Europene și câteva programe guvernamentale în care tocmai asta s-a introdus, apa și canalizarea. În județul Hunedoara, ca să vă dau un exemplu, 70% din 74, aproape 75% din populație locuiește în mediul urban, unde în 90% din cazuri au canalizare. Atunci, numai la județul Hunedoara, și care nu e unul dintre polii de dezvoltare în România, dacă facem referire, și 48% că n-au au WC-uri, e mult. E o chestie eronată, dar în strajă e o problemă. Însă aș vrea să răspund la întrebare prima dată cu drumurile. Drumul către Herculane, datorită intervențiilor Consiliului Județean pe de o parte și a domnului primar Buhăescu de la Uricani pe de cealaltă parte, concertate, desigur, a început să primească finanțare. Deocamdată este până pe la Câmpul Uneac, dar noi avem credința că dacă anul viitor resursele bugetare ale Guvernului vor fi ceva mai mare, o să avem și finanțare să înceapă la modul serios lucrările acolo. Drumul către Voineasa. Aici e o întreagă discuție și eu sunt unul dintre cei care mă situez într-o tabără mai în opoziție cu a moderniza foarte repede drumul. Nu știu, poate că și alții, eu am un patriotism așa local, poate că mai exagerat, dar să vă spun un lucru. Noi avem două stațiuni de schi aici cu care vrem să dezvoltăm turismul în Valea Jiului. La Voineasa e o altă stațiune care aparține de Râmnicu Vâlcea, de altă. Eu de ce aș milita mâine să fac drumul către Voineasa? Ca să treacă turiștii pe aici să meargă la Voineasa? Eu nu prea văd așa lucrurile. Trebuie să avem o chestie din asta locală în care să ne dăm seama și care e interesul nostru. Ce îi ajută pe locuitorii Voiei Jiului că până la Voineasa e asfaltat drumul? Merg acolo la schi? Prea puțin. Dar că turiștii de aici trec prin Petroșani și merg la Voineasa, le strică mult. La fel e la Hațeg. Acum am intrat în modernizarea unui drum către Mănăstirea Prislop, cel care e din drumul județean către mănăstire, și drept în fața lui drumul județean care merge la mănăstire continuă cu un drum pretuit care iasă în drumul dintre Simeria și Hațeg și care ocolește Hațegul. Și ieri fiind acolo, ne întreba un domn de acolo, de la composesorat, dar zice, asfaltați și drumul ăla? Zic, sigur că nu. Nu vom asfalta, pentru că vrem ca pelerinii care vin la Mănăstirea Prislop să treacă prin Hațeg și implicit prin Silvaș, nu să meargă direct la mănăstire, să ne ocolească peste tot, și asta nu ne ajută cu nimic. Sunt câteva chestii de economie așa locală care trebuie să le învățăm, în afară de mândria de a avea un drum care să ducă până la Voineasa, că nu ne ajutăm pe noi, ajutăm pe aia de acolo să le meargă mai bine stațiunea lor în detrimentul celor ale noastre. Legat de prezența consilierilor județeni, dumneavoastră aveți dreptate și până în mandatul trecut așa a fost. Noi acum chiar asta încercăm să schimbăm. Ne-am dat seama că și eu am fost consilier în mandatul trecut și era destul de dificil accesul așa în mass media. Unii nu se omorau cu treaba asta, alții nu aveau acces și atunci am spus în felul următor. Primul lucru în Valea Jiului, care e mai departe de centrul județului, am deschis un birou al Consiliului Județean unde săptămânal joia se țin audiențe pentru a fi mai aproape și în acel loc și consilierii județeni care sunt din Valea Jiului pot veni pentru a lua legătura cu cetățenii. Mai mult, chiar astăzi am venit ca să anunțăm câteva vești bune pentru cetățenii din Valea Jiului, lucruri care s-au întâmplat la inițiativa unor consilieri județeni și o să observați că a crescut gradul de implicare a consilierilor din Valea Jiului în problemele cetățenilor de aici, deși ei sunt consilieri județeni ai întregului județ, nu doar cele de aici trebuie să-i preocupe, dar desigur că ăștia îi preocupă în mod prioritar. Și anume, la inițiativa și la solicitarea domnului consilier Adi Zvâncă, Centrul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență de
pentru protecție socială și a copilului din subordinea Consiliului Județean se mută de pe strada Brazilor numărul 9, unde era o clădire improprie pentru asta, unde nu aveau sală de așteptare, era doar un mic hol, mai ales că vine anotimpul rece și unde persoanele cu handicap care veneau la evaluare trebuiau să aștepte afară, se mută la Policlinica Spitalului de Urgență, în locația, în cabinetele unde și comisia de la Casa de Pensii își desfășoară activitatea. Și mulțumesc în primul rând domnului Adrian Zvâncă, care a venit cu această solicitare și cu această propunere, și domnului Alin Vasilescu, managerul spitalului, care ne-a sprijinit ca să avem acolo acel spațiu. Mai mult, domnul consilier Adrian David de la Aninoasa a venit și ne-a mai semnalat o problemă care e de natură să-i ajute pe cetățenii din Valea Jiului, și anume există un număr mare de coasigurați, adică persoanele din familii în care doar o singură persoană lucrează, aceea este asigurat, ceilalți sunt coasigurați, care pentru ajutoare sociale, pentru îngrijiri la spital sau diverse altele, au nevoie de adeverințe de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, vor putea să-și ridice aceste adeverințe din Petroșani, în același loc, acolo unde este Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, unde va fi la Policlinica Spitalului de Urgență. Am avut discuții cu președinta Casei Județene de Asigurări de Sănătate, doamna Viorica Codoreanu, ea a fost ieri și astăzi este la București, acum 2 săptămâni. Când președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Cristian Bușoi, liberal de altfel, a fost în județul Hunedoara, ne-a acordat o sprijinul și cred că de la începutul lunii decembrie vom avea acolo un birou al Casei Județene de Asigurări de Sănătate pentru Valea Jiului, în care își vor putea ridica adeverințe și vor putea depune orice documente care privesc Casa de Asigurări de Sănătate. Ceea ce e important, mai aveau nevoie de un sprijin din punct de vedere informatic, președintele Casei Naționale l-a promis că îl acordă, transmisia este una securizată pentru că sunt baze de date securizate, STS-ul a dat acordul și are toată deschiderea și de asta eu vă spun că de la începutul lunii decembrie vom avea și acest birou. Și iată că implicarea consilierilor județeni există acolo unde se dorește să existe, adică dacă ei vreau să-și facă treaba, nu îi oprește nimeni, dimpotrivă, îi sprijină. Cei care nu doresc să se implice, sigur că nici nu avem o mare dorință să-i... Dacă îmi permite, și este foarte important și colaborarea cu executivul Consiliului Județean, care, bineînțeles, când solicităm, ne ajută să ducem la îndeplinire aceste lucruri, pentru că e important ca cei din executiv să-și facă bine treaba, iar pentru asta putem să-i mulțumim domnului Tiberiu. Ca să întrerup, domnul Vasile din Vulcan spune că aseară a văzut la o televiziune centrală o discuție despre această modificare a legii pensiilor și spune dânsul aici că ce a înțeles el, că doamna Mariana Câmpeanu practic ține la mult cu siderurgiști în detrimentul minerilor. Trebuie să-l contrazic, n-are cum, că e vorba de grupe. O grupă de muncă, da, care se numește specială. Deci care se aplică și unora și celorlalți. Se aplică și unora și altora. Probabil dânsul a înțeles greșit, deci nu are sub nicio formă cum să fie exact ce spunea dânsul. Mă rog, Vasile din Vulcan se prezintă. Și încă o precizare. Doamna Câmpeanu e senator al județului Hunedoara, chiar dacă pe un colegiu din centrul județului, dar aș vrea să vă fac precizarea că în acel colegiu intră Hunedoara, spre exemplu, care a avut siderurgie, și comuna Teliu, care a avut minerit. Minerit. Sigur, deci ele se leagă. Nu putem să spunem, domne, lăcătușii nu sunt buni, dar strungarii sunt buni, sau minerii nu sunt buni, dar siderurgiștii sunt buni. Nu, grupele de muncă sau legea se referă la toți cei încadrați în acele grupe. Tot vreau să vă întreb, având și o funcție importantă în Partidul Național Liberal, dumneavoastră considerați că, eu știu poziția oficială a partidului, nu vreau acum să o discut, dar considerați că trecem acum la subiect așa mai important la nivel național, vis-a-vis de proiectul Roșia Muntana, considerați că PNL-ul are poziția care o are din motivul motoului care îl are partidul prin noi înșine sau probabil dintr-un alt interes electoral? O să vă spun o părere care e personală. Eu nu sunt împotriva mineritului de la Roșia Muntană, din contră.
În anul 2008 am militat, din păcate n-am fost noi după aceea la guvernare, pentru sprijinirea mineritului tot aurifer din zona Bradului de la Crișcior și din zona Devei, lângă Deva, la Certeș, care sunt în aceeași situație. Proiectul Roșia Montană e unul mai mediatizat. Și am avut discuția asta și cu conducerea centrală a partidului. Am fost și eu nedumerit și din zona noastră să văd lucrurile altfel. Însă mi s-a explicat că nu există o împotrivire la deschiderea mineritului în zona Roșia Montană și nici liderii PNL-ului nu s-au exprimat în sensul că nu e bun mineritul cu cianuri, dar e bun altul sau ăsta. Împotrivirea a existat la felul în care a fost promovat proiectul de lege în Parlament de către guvern și a ceea ce prevede în respectivul proiect de lege. Una la mână, nu se dă o destinație clară sumelor care vor fi încasate, deși acestea nu sunt cele pe care noi ni le-am dorit. Noi am dorit ca sumele din redevență să fie de cel puțin 20-25%, dar așa, la 6%, cum consideră guvernul astăzi că trebuie să fie, eu cred că sunt mici și, într-adevăr, ne vindem pe nimica. A doua la mână, românii nu sunt foarte încântați de acest proiect, pentru că nu se vede unde se duc, nu se văd unde se duc banii. Dacă ar exista o destinație clară a acestor sume, dom'le, sunt pentru educație. Altfel ar fi și felul în care populația privește acest proiect. Dar când spunem că intră într-un buzunar așa al statului, de unde se volatilizează, rămânem și fără aur și nici nu se alege nimic de pe urma acestor bogății naturale pe care le avem, sigur că se poate naște o anumită reticență în a spune, da, suntem, hai să ne grăbim repede să dăm drumul acestui proiect. Noi, fără resursele astea naturale sau fondurile care vin din ele, nu suntem prea rost, pentru că sumele alocate, spre exemplu, și eu sunt un fan al acestei idei, sumele alocate educației sunt enorm de mici în momentul de față. Spunem, dom'le, lăsăm aurul copiilor noștri. Care copiii noștri? Că ei o să ajungă să gate 4 clase pe vremea când le lăsăm noi aurul peste 15-20 de ani, să nu mai aibă școală și să vină să ne conducă străini. Avem nevoie de pregătire serioasă în domeniul de educație, ca generațiile care urmează să aibă o pregătire serioasă. Chiar dacă sunt muncitori, nicio școală profesională și să fie de meserie, lăcătuși sau, știu eu, miner, nu e o rușine, dar aia trebuie, orice face omul trebuie să facă bine și asta o face dacă are o educație bună. Dacă am dat o destinație acestor sume și am crește procentul pe care statul îl încasează, nimeni n-ar fi împotrivă. Dar să intre într-un buzunar așa al statului, ca să asigurăm protecție socială, dacă dăm o conservă la fiecare șomer din banii ăștia, în 10 ani am terminat și aurul și nici șomerii aia nu trăiesc mai bine. Deci de aici vine această împotrivire. Mai mult, nici felul în care a fost prezentat în Parlament proiectul nu e de natură să încurajeze pe nimeni. Adică dacă eu ca guvern vin și îl promovez în Parlament, dar spun eu ca deputat nu-l votez, nu cred că e o poziție corectă față de colegii ceilalți care sunt deputați. Păi eu cum să-l votez? Dacă președintele partidului mi-a spus că l-au trimis în Parlament, dar el nu votează. Păi eu ce sunt împotriva președintelui partidului? Deci până la urmă nu doar liberalii se împotrivesc proiectului. El nu trebuia pus ca proiect de lege în Parlament. Nu e nimic mai special la Certeș decât la Roșia Montană, nu e nimic mai special în mineritul de cărbune din Valea Jiului decât în mineritul aurifer. O lege nu se referă la fiecare zăcământ în parte. O lege se referă la ceea ce înseamnă minerit în România și felul în care ne vindem resursele. Cu atât mai mult că importanța discuției despre acest proiect derivă din faptul că lumea uită, dar licența practic este dată de către Minvest Deva, care este proprietarea acestei licențe. Nu mai este. Mă rog, a fost transferat acum la Ministerul Marilor Investiții și Infrastructurii. Dar până de două săptămâni. De două săptămâni, dar vreau să spun că Minvest Deva a fost cea avea care avea 20% din acest proiect. Da, 19,7. Așa, și care au, mă rog, au cedat licența către de exploatare către firma canadiană. Deci, până la urmă, importanța proiectului pornește tot din județul Hunedoara. Deci, iată că, într-un fel sau altul, suntem un fel de în centrul atenției legat de acest proiect. Părerea mea este că nu e întâmplătoare această grabă de a finaliza începerea proiectului acum, tocmai înainte de a apărea legea redevențelor. E clar că există o anumită presiune
care devențele să fie la această sumă scăzută. Cred că acest proiect ar trebui pus într-o dezbatere publică reală, nu doar la posturile de televiziune naționale, și de ce nu să încercăm și un mod de a, de a interpela cetățenii, un referendum sau ceva de genul, așa fel să, încât să hotărâm dacă resursele trebuie risipite foarte repede sau să ne gândim mai mult la chestia asta. Există diferență, dacă ai un pic răbdare, Adrian, există o diferență între a exploata resursele, să spunem, între Norvegia și Camerun. Camerun, o țară care are foarte mari resurse și care este foarte săracă datorită modului cum a abordat exploatarea resurselor, și Norvegia, care da, din resurse puține a reușit să facă lucruri extraordinare. Asta trebuie să gândim și noi. În ce mod vrem să exploatăm resursele care le mai avem. Din păcate, cu petrolul se pare că am dat kicks. O bună perioadă de timp, banii au plecat în Austria. E adevărat. Nu, și acum mai... pleacă în Austria, și să vă explic cum. Știți mecanismul? Da, în mare... Deci nu aveau voie să vândă gazul din producție internă la extern și atunci nu vând gazul, produc energie electrică cu el și vând energia electrică. Deci... Bun, și pe de altă parte stăm și vrem independența energetică a României pe domeniul gazului. Ce au făcut ei Brazi, o centrală, o termocentrală, de fapt, ultraperformantă, practic ne-a pus în cap pe noi, cei care producem energie pe cărbune, lumea dă vina pe. Dar știți din ce cauză? Pentru că prețul gazului nu l-au reglementat. Îl scot, Petromul exploatează și îl scoate aproape gratis din subsol. Dacă statului avea să-i plătească o redevență mare care să egalizeze prețul gazului de producție internă cu cel pe care îl cumpărăm din Rusia, atunci lucrurile stăteau diferit. Pentru cel din Rusia dăm 400-450 de dolari, dacă nu mă șel eu, pe 1000 de metri cub, iar ăsta îl scot Petromul vândut acum a OMV-ului cu 100 și ceva de dolari. Dacă redevența era de 100%, prețurile lor creșteau și nu-și mai permiteau să facă lucrurile astea. Vedeți că lucrurile se leagă aici la capitolul acestor redevențe. Nu e normal să iei atât de puțin. Eu sunt liberal și provin și eu din mediul de afaceri, chiar dacă am părăsit mediul de afaceri ceva mai multă vreme în urmă. E o chestie simptomatică în ce privește patronul care dorește să-și maximizeze profitul. Ați observat că la începutul discuției despre Roșia Montană, sau nu, chiar la început, acum 4-5 ani de zile, erau vreo 9.000 de locuri de muncă. Acum ați vreo 3.500 și dânsii ne fac calcule cam câte locuri de muncă fac și câte impozite pe salarii plătesc. Eu vreau să vă spun că singurul venit clar pe care îl putem avea de acolo este cel din redevență. Dacă dânsii vin cu cheltuieli la nivelul veniturilor, înseamnă că impozitul pe profit, cel de 16% estimat de dânsii din 20 da, de miliarde, dispare, că s-ar putea să profitul să fie prin insulele virgine pe undeva, iar care n-au impozit pe profit. Și de acolo să vină cheltuieli. Cheltuieli, de exemplu, cu consultanța, care pot să fie de 50% din venituri și altele. Păi de altfel, dacă salariile nu sunt 3.500 de angajați și vor fi circa 800, cum se spune că e realul la ceea ce au nevoie acolo, pentru că acum sunt mecanizate exploatările astea, nu mai e cu târnăcopul în spate, veniturile din salarii se reduc și acelea dramatic. Și atunci, din cele 6 miliarde pe care ni le prezintă compania, o să rămâne cu vreun miliard jumate. Și ei pleacă cu restul de 15-18 miliarde și atunci noi tot timpul constatăm la sfârșit că am fost păcăliți. Hai să constatăm la început că vrea cineva să ne păcălească și să punem condițiile noastre, pentru că dacă noi, în calitate de proprietari a acestor resurse, nu ne impunem condițiile, ei se vor bucura ca acestea să fie cât mai relaxate. Deci este bine să discutăm subiectele astea și, mă rog, tot timpul am susținut că e bine ca oamenii care se pricep să discute lucruri la care se pricep. Mi-a plăcut la început când a spus că nu sunteți un om de meserie în minerit și energie, de-aia nici n-ați făcut prea multe afirmații legate de minerit și energie. Dar de ce insistam pe o discuție concretă despre acest proiect? Deoarece din anumit unghi se vede practic că, sau mă rog, se încearcă să se scoată în evidență că Roșia Montană practic trebuie să devină subiectul prin care USL-ul să-și vadă să se rupă. Deci adică foarte multă lume, eu trăiesc în lume până la urmă, poporul spune, bă, ăștia până la urmă și așa vor să se rupă și le trebuie un motiv concret de rupere ca să nu pară
în ochii poporului că pur și simplu s-a despărțit pentru lucruri de nimic. Dar iată că dacă se discută la concret, fiecare poziție să fie spusă și argumentată, sunt convins că undeva se va ajunge. Dumneavoastră sunteți un om de presă, cred că ați urmărit declarațiile președintelui Crin Antonescu, președintelui PNL, mă refer acum. N-ați observat, jucându-se cu vorbele și aruncând vina pe motive de ordin politic? Nu. Motivele sunt cele pe care vi le-am spus și sunt foarte, foarte serioase. În afară de jocul ăsta politic, ne aruncă în curtea noastră o decizie. Sigur că suntem parteneri la guvernare, dar nu suntem cei care suntem cenușăreasa cărora să ni se arate cu degetul să spună no, așa faceți. Avem o părere distinctă, avem un calcul al nostru și politic, dar și economic legat de aceste subiecte și fiecare până la urma urmei trebuie să susțină părerea. Că se va rupe sau nu se va rupe din această cauză USL-ul, asta rămâne de văzut, că s-au vehiculat multe motive din care se poate rupe USL-ul. Până acum, uite că nu s-a rupt nici pentru descentralizare, nici pentru regionalizare, nici pentru Roșia Montană. Un alt motiv pentru care s-ar putea rupe USL-ul, și vi-l spun eu ca să nu mai vină vehiculat de pe la alții, este ce privește discuția de actualitate acum despre cota unică. A căuta venituri prin creșterea impozitelor nu este un lucru pe care eu ca liberal să-l pot accepta. Eu știu în ce greutăți se zbate economia și cred că le vedeți cu toții. Lipsa locurilor de muncă înseamnă că economia e în suferință, cea privată și cea de la stat, dinpreună. A crește cota unică, în afară de faptul că eu nu cred că aduce venituri în plus statului, nu creează nici locuri de muncă, dar este un semnal extraordinar de prost asupra unui mediu despre care noi spunem că trebuie să-l atragem și să-l aducem în țară. E mediul de investiții. Un om care vrea să facă o investiție când se bazează pe calculul lui pe 16% și vii și dai un semnal s-ar putea să-ți facem impozitul 22%, pentru că e clar că asta se adresează celor cu venituri mari, dar nu persoanelor, ci companiilor, că aici e problema, nu-i face să vină în România. Nevenind aici, nu se creează locuri de muncă, ori crede că putem crea locuri de muncă în alt loc decât cel privat, adică la stat. E iluzoriu. Nu vom crea acolo locurile de muncă, ele vor fi create în mediul privat. Investițiile străine trebuie să vină și să producă în România. Alungându-le pe astea, noi nu creștem veniturile, ci punem impozite în plus pe cei care și așa astăzi le plătesc greu și care nu pot crea locuri de muncă pentru că au atâtea impozite în spate. Eu cred că o inițiativă de curaj a guvernului ar fi negocierea cu FMI-ul, indiferent cu ce costuri financiare, a reducerii taxei pe valoarea adăugată, cel puțin la 19%, cum a fost înainte. Guvernarea pedelistă a luat credite ca să acopere găurile din buget. Putem să luăm și noi un credit pentru 2 ani de zile de câteva miliarde de euro, în care să acoperim diferența bugetară când scazi TVA-ul și eu vă garantez că în maxim 2 ani de zile motoarele economiei pornesc și diferența, și scăderea de acum de energie. Și scăderea de acum duce la o creștere viitoare cu care acoperim acel credit. Dar e o măsură pentru care îți trebuie curaj. A încerca numai din același sac peticit și aproape gol să găsești în buzunarul cetățenilor și a oamenilor surse ca statul să trăiască, nu e o soluție. Trebuie să vii cu soluții curajoase care într-adevăr să repornească economia și asta se poate face numai prin creșterea încrederii celor care mai au bani, adică investitorilor, în România. Investitorul este cel căruia e greu să-i spui ce să facă. El se duce acolo unde e mai bine lui. Dacă va considera vreodată că în România este bine, va veni aici. Dacă nu-i creezi condițiile, poți să-i dai cu lugul și să faci vizite în străinătate, nu va veni. Domnule Balint, mai avem chiar un minut o întrebare, nu neapărat mai nefirească, dar, mă rog, probabil într-o situație așa, sper să nu vă pun într-o situație dificilă. În opinia mea, având tinerețea de partea dumneavoastră, cu siguranță reprezentați în județul ăsta viitorul liberalilor. Împreună cu domnul Adisvânt. Da, de-aia și venit în echipă. Că suntem o echipă, nu suntem singuri. Ce a învățat PNL-ul, în opinia noastră, din chestia asta de care s-a petrecut acum 10 ani, când un liberal a cedat președinția unui pedelist,
pe spatele PNL-ului, până la urmă Traian Băsescu a ajuns președinte și apoi timp de 10 ani practic PNL-ul practic mitraliat. Mitraliat și chilărit și pus în tot felul de posturi extraordinar de dificile. Mă rog, a fost până la urmă partidul în care, din care Traian Băsescu tot timpul a vrut să rupă câte o bucățică, să o pună... A și rupt. A rupt o bucată mare cu Partidul Liberal Democrat, care după aceea s-a lipit PD-ului. Pe de o parte ne-a întărit, pentru că atunci când... Ați pierdut și 10 ani de... N-am pierdut, am fost la guvernare în perioada 2005-2008 și eu chiar cred că oamenii văd și își dau seama că a fost din istoria recentă a României cea mai bună perioadă pentru ei. Nu, poate nu cea mai bună guvernare, că și Tăriceanu a fost acuzat că a pus impozitul acela pentru mașini. Nu? Dar... lucrurile astea trec. A fost o perioadă în care lumea a dus-o bine. Acum regretăm perioada aia. Și, în afară de a ne întări, am învățat că e bine să ne bazăm pe forțele proprii. Că vechiul dicton liberal prin noi înșine ar trebui să-l fie aplicat și atunci, însă vreau să vă spun că nu PNL-ul a renunțat atunci. Dumneavoastră știți că a renunțat domnul Stolojan și noi am fost puși într-o postură de a lua o decizie pe un termen foarte scurt. Mai erau câteva săptămâni din precampanie și trebuia să găsim un prezidențiabil. L-am ales pe cel care stătea cel mai bine în sondaje și care a și confirmat. Până la urmă a câștigat. Faptul că dânsul nu și-a respectat cuvântul nu ne face și pe noi să nu ne respectăm noi cuvântul. În toate guvernările, atât centrale cât și cele locale, la nivelul Consiliului Județean, vreau să vă spun că PNL-ul și-a respectat obligațiile asumate de la început până la sfârșit. În perioada 2004-2008 am avut vicepreședinte din partea Partidului Democrat, am făcut înțelegerea politică în 2004 și am dus-o până în 2008, cu toate că în 2007 PDL-ul a ieșit la nivel național de la guvernare, noi am păstrat același vicepreședinte al Partidului Democrat și ne-am dus până la capăt, la nivel local, înțelegerea politică pe care am avut-o. În perioada 2008-2012, la fel. În 2008 am început cu PSD-ul, în 2009 PSD-ul a ieșit de la guvernare, vicepreședinte al PSD-ului a rămas același coleg al meu de acum, domnul Ioan Rus, până în 2012, chiar dacă a rupe această înțelegere și a face o înțelegere cu PD-ul a fost mult solicitat de către lideri naționale ai Partidului Democrat, în schimbul unor avantaje mari pentru Consiliul Județean. Am considerat că trebuie să avem o consecvență în ce privește înțelegerile și cred că dacă putem fi acuzați de multe alte lucruri, de faptul că nu ne respectăm cuvântul, nu am fost niciodată și nici nu vom fi acuzați. Aș mai fi discutat mult, regia mă presează de câteva minute să închei. Vă mulțumesc mult, domnule Balin, domnule Zvâncă, poate într-un viitor discutăm o viitoare candidatură la primărie, Dumnezeu știe. O zi bună tuturor, noroc bunortacilor. La revedere!